Adimitrea și Florin Dospinescu recunosc că în partida de marți, Universitatea nu are decât varianta victoriei. Nu va trebui să facem niciun pas greșit, așa încât va trebui să obținem victoria mâine. Dacă vom elimina greșelile care le-am făcut la Dinamo, zic eu cu atenție mai sporită, mâine vom obține cele două puncte. Adorhe este o echipă care în ultimele sezoane au fost tot timpul sub noi, dar asta nu contează. Sper că nu o să avem probleme în meciul cu ei și să ne aducă un moral bun pentru Celeșca. Portarul Universității, Iulian Andrei, își dorește ca sucevenii care vor fi prezenți la LPS să aibă parte de un handbal de calitate. Dorim ca în meciul de mâine să practicăm un handbal cât mai bun, mai bun decât cel practicat la București, în compania celor de la Dinamo. Sper să câștigăm cele două puncte puse în joc și să sperăm că contracandidatele noastre sau cu cine ne luptăm pe locul 5 să se împiedice. Celălalt goalkeeper al Universității, Bogdan Pralea, a mărturisit că urmărește cu atenție și meciurile principalei contracandidate la locul 5, Știința Bacău. Sperăm să se împiedice echipele dinaintea noastră, precum Bacău sau Târgu Jiu. Târgu Jiu, sincer să fiu, este mai greu de ajuns. Au un program mult mai lejer comparativ cu programul celor din Bacău sau chiar Arstelii. Echipa pe care putem să o ajungem ar fi Bacău, dar asta depinde numai și numai de celelalte echipe care se vor bate direct cu Bacău. Mă refer la Constanța, Steaua și, bineînțeles, meciul nostru direct cu Bacău.